Activitatea de tundere a spațiilor vezi la Piatra Neamți este, după cum știe toată lumea, în plină desfășurare. Astăzi, 2 iunie, undeva lângă piața centrală, după cositul mecanic al ierbii, a apărut adevărata fața zonei. Gardul spart de sub podul legătură peste cuiești ascunde gunoaie și un posibil adăpost pentru ceva sau cineva. Restul nu înseamnă decât muncă de bună calitate, după cum se poate constata. Dacă ești însă cârcota și privești mai de aproape, vezi că nu avem iarbă de cosit, predominante sunt burienile în zonă, că paverele au fost potopite de vegetație și ar avea nevoie de ceva ierbicid. După cosit au apărut gunoaiele ascunse, bașca o grămadă de crengi acum uscate, plus câteva proaspăt aduse, care așteaptă cu minți lângă containerele noi să le găsească cineva o utilitate. La câțiva metri de locul unde a acționat un tăietor de iarbă, probabil pentru că vegetația era prea bogată, nu a observat nimeni că ar trebui intervenit măcar cu același profesionalism ca și înainte. Că tot vorbeam de containerele noi pentru deșeuri, să constatăm că au rămas niște țarcuri de la cele vechi, unde burienile au crescut haotic, nu coordonat, ca în alte zone din oraș. Probabil ele sunt lăsate acolo pentru a putea să facem o comparație cu vechea conducere a primăriei. Și ca lucrurile să fie clare, hai să aruncăm doar o privire la gunoaiele care stau de veche chiar în albie.